Poezia Radmilei Popovici-Paraschiv ajunge dincolo de paginile cărților. Pătrunde direct în inimă și riscă să ne transforme în cititori dependenți de frumos. Textiera recunoaște că vorbirea corectă este mai curând o chemare a sufletului, înrădăcinată încă din copilărie. În timp și muzica i-a devenit aliat, atunci când așterne cuvintele pe hârtie. Te dăruiești artei. Arta se face pentru oameni, nu pentru propriul orgoliu. Și întotdeauna am fost de părerea că foarte mult contează timpul. El este cel care trece prin acea sită, lucrarea pe care a făcut-o un artist. Și dacă măcar un poem rămâne și supraviețuiește, înseamnă că nu a fost în zadar toată scritura aceluia. Nici nu mi-am propus să rămân prin ceea ce scriu. Eu nu pot altfel să trăiesc. Și de la o zi la alta observ o schimbare. Nu sunt un obiect care va scrie întotdeauna și va fi recognoscibil. Ba, din contră, îmi place cu fiecare carte să fiu alta, să-mi păstrez poate esența, nu știu, o semnătură oarecare, dar să se simtă această creștere. Și chiar mă bucur să găsesc în cărțile mai vechi texte care să nu-mi mai placă. Atunci înțeleg că am crescut. Așa cum limba este într-o continuă schimbare și vocabularul fiecăruia dintre noi ar trebui să fie într-un proces continuu de îmbogățire. În acest sens, cel puțin un cuvânt nou învățat zilnic ar contura portretul unui interlocutor abil. Pentru a oferi un plus de culoare unei propoziții, putem înlocui cuvintele dibăcie sau iscusință cu unul mai puțin folosit, dexteritate. Cel mai mare aport în dezvoltarea vocabularului îl are literatura și comunicarea. Pentru că literatura este aceeași comunicare, numai că față în față cu cartea o faci, nu o faci cu un profesor. Și cred că o literatură trebuie să corespundă acelui nivel care să îi crească pe cititori. Totdeauna le spun și interpreților care aduc publicului aceleași texte pentru cântece. Ei vor să fie cât mai simplu, cât mai accesibil pentru publicul larg. Eu încerc să conving interpretul să salte după sine, ascultătorul. Nu să coboare la nivelul celui mai limitat ascultător. Pentru că e o chestie de moment, dar timpul vrea ca și tu să vrei să rămână în timp ceea ce faci. De aceea, goana aceasta după succes imediat, după aplauze prea multe, nu contează cine aplaudă, este în detrimentul artei și la fel al literaturii.